Născută pe 26 martie 1974 în București, Irina Spârlea este fosta jucătoare de tenis română, câștigătoare a 4 turnee single și a 6 de dublu. Trecută la profesionism în 1990, Irina atinge punctul de vârf al carierei sportive, deținând locul 7 în clasamentul WTA. De altfel, ea, cu Virginia Ruzici și mai tânăra Simona Halep, sunt singurele 3 femei din tenisul românesc care s-au clasat vreodată în top 10 al jucătoarelor de tenis. Steffi Graf sau Monica Seles au fost unele dintre redutabilele adversare ale româncei. Iată o confruntare din 1997 cu Monica Seles. Performanțele Irinei Spârlea sunt umbrite de un gest controversat al româncei, care în 1996 a devenit prima jucătoare din tenisul feminin care a fost descalificată pentru că a înjurat arbitrii.